Salutare prieteni, astăzi voi începe o serie de tutoriale de Steam care va cuprinde două tutoriale. Primul tutorial va fi despre prezentarea Steam, opțiunile lui și al doilea tutorial despre achiziționarea jocurilor de pe Steam. Primul lucru, dacă doriți Steam, vom intra pe Google și vom scrie Steam. Da. Logic și site-ul este steampowered.com. Pe Steampowered putem să instalăm Steam, să ne facem cont. În acel cont trebuie să punem o parolă destul de lungă pentru că acolo vor fi banii și jocurile noastre. Trebuie o întrebare de securitate cu un răspuns foarte bun, nu te hazardezi să pui 3-2-1 să știu ce răspund, pentru că cei rău intenționați pot să spargă contul, să-ți instaleze jocurile lor și după aia gata. Da, după ce v-ați făcut cont, dacă eu o să mă loghez acum de pe alt browser, o să-mi ceară să de adresa de mail, îmi trimit un cod și o să iau codul ăla să-l pastez aici, să vadă dacă chiar sunt eu. După ce ați descărcat Steam și l-ați instalat, o să arate cam așa. Practic eu o să mă deloghez acum, ca să vedeți și voi cum mă loghez. Aici avem primul account name și password. De la password e parola și numele contului. De exemplu, numele contului e aici. Ionut, ăsta este numele contului meu și parola. Parola foarte lungă și dau aici remember my password, login. Să intrăm pe Steam și da, ne conectează cu contul de Steam acum. Steam este o platformă aproape din 2002, după înaintea lui Origin să se lanseze serviciu Origin. Steam-ul este o platformă de achiziționare jocuri și acum o să vă spun de ce să achiziționăm jocuri de pe Steam sau unele jocuri de pe Steam când putem să le luăm din magazin simplu. În magazin intră taxa, se mai bagă taxa de cutie, ambalajul, că este inscripționat CD-ul cu imaginea jocului, hărțile, posterul, tot ce vă dau. Așa îl putem lua la un preț foarte bun și de aici. Singura problemă este că nu aveți voi acea cutie. Asta e singura problemă. Dacă doriți, de exemplu, aveți un joc preferat, să zicem, să fie LA Noire sau GTA 4 în care vă dau postere și alte chestii, puteți achiziționa cutia, atunci se merită, da. Și eu am achiziționat San Andreas acum câțiva ani și mi-a dat poster. Și am rămas impresionat și acum știu că la fiecare hit de ăsta mare caut în descrierea jocului și scrie ca o să ne includă un poster sau mai știu altceva. De aceea e bine să achiziționăm. Pe Steam aici avem să căutăm driverul video, să facem un backup, să restaurăm jocurile. La settings avem statusul contului este protejat. Aici avem în good standing VAC, cred că este o securitate ceva, numere de contact și adresa de mail la prieteni. Avem despre prietenii noștri, dacă vrem să ne punem un avatar, dar nu am avatar. Da, interfață, puteți să puneți limba română, fereastra principală care o să vă direcționeze în momentul în care ați deschis Steam-ul este Store, să pornească odată cu Windows-ul, să-i dăm voie să facă direct write, să scrie direct pe disc. La în joc cu tasta F12 facem screen. Dacă doriți să facem un folder în care să scriem screenshot-uri, puneți acolo și acolo să le găsiți. Download in cloud, jocurile vor fi stocate la voi în calculator. Și în momentul în care dezinstalați Windows-ul sau se întâmplă ceva, aceste jocuri pot fi reinstalate din Steam, din control panel-ul de la Steam de aici. Viteza mea este de mai mare de 10 mega. Ping-ul în minute este de 5000 maxim și de unde descărcăm. Dacă doriți să descărcați din România, din China, de unde știu eu, dar deja în America trece oceanul și viteza va fi prea mică. Aici despre microfon, aici nu o să mai umblu pentru că o să mă auziți voi super tare dacă îl dau la maxim. Da? Pe user avem activitatea, profil, prieteni, material și tot felul. Dacă dăm pe profil, să facă și o trecere repede în revistă, avem cu poza de profil, avem aici
ratingul de Steam, câte ore ne-am jucat în acum 2 săptămâni și jocul care îl avem în lista de dorințe, în watchlist sau wishlist. Da. Pe cont aici avem account detail, dacă doriți să adăugăm cont, detalii de cont. Da. Aici avem un fel următor. Avem future games, items, pardon, știri despre jocuri. La games avem free to play, jocuri care pot să fie descărcate gratis. Simulatoare acțiune, RPG-uri indie, astea sunt făcute gratuit, lumea a donat bani și s-au făcut pentru macOS și pentru Linux. La software avem diferite softuri, știu eu, de exemplu MoCap Studio 2 sau Virtual DJ, care le putem cumpăra. După cum vedeți, Virtual DJ costă 40 de euro. Dacă mai căutăm pe aici, vom găsi, de exemplu, ArtRage 4, 40 de euro. Și putem modifica, face diferite chestii. Sincer, merită să cumpărăm dacă într-adevăr folosim, să le cumpărăm, pentru că știm ce avem în mână și ce e în mână nu-i minciună întotdeauna. La demo, avem demo-uri, jocul ăsta, unul cu curse l-am jucat și eu și o porcărie. Astea sunt demo-uri, astea sunt beta-uri sau gratuite. Aici avem pentru demo, dacă avem cu multiplayer și single player. La help avem system information, da? Ne spune despre informație despre sistemul nostru, da? Și este foarte simplu pentru că avem și foarte multe reduceri în weekend. De exemplu, la Hitman Absolution avem 8-9 dolari din 35, la GTA 4 tot pachetul cu toate GTA-urile avem 8 euro din 30, la GTA 4 cu Liberty Park City avem tot 8 euro, da? Aici avem toate GTA-urile 1, 2, 3 fără expansion pack-uri. Cam atât ar fi. O să revin în tutorialul următor cum se achiziționează un joc de pe Steam și de unde luăm, pentru ce ne trebuie de achiziționat. După cum vedeți, la Tomb Raider avem 45 de euro din 40, din 50. De-aia este mai bine să cumpărăm și jocuri de pe Steam. Cam atât ar fi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Așteptați tutorialul 2. La revedere!